Power Trans. Mașinile cu control cu ajutorul unei telecomenzi au un dezavantaj comun, care reprezintă mișcare limitată. Ele sunt capabile să se deplaseze doar pe suprafețe netede, iar când le pui pe pământ gol sau iarbă, se blochează imediat. Însă Power Trans este o jucărie care reprezintă o excepție. Forma sa unică oferă mașinii abilități uimitoare de cross-country. Mașinuța este capabilă să depășească diferite obstacole, iar acest lucru îi oferă un farmec aparte. Prețul ei este de $30. TerraSect Rolling Lizard. Chiar dacă această jucărie controlată prin intermediul unei telecomenzi nu vă va învăța nimic inteligent, ea cu siguranță va distra orice copil neliniștit și îl va ocupa pe câteva ore înainte. Secretul șopârlei constă în aceea că are două poziții funcționale. Fiind dreaptă, se deplasează ca o mașină normală, iar fiind îndoită, începe să se rostogolească ca o roată, care depășește cu succes toate obstacolele de pe traseu. Prețul șopârlei este de $18. Silver-Lead Chameleon. Dacă copilul visează la un animal de companie, dar încă nu este pregătit pentru îngrijirea lui, atunci un astfel de animal robotizat ar fi perfect pentru el. Silver-Lead este un cameleon foarte drăguț, care își schimbă culoarea și își scoate limba pentru a mișca diferite obiecte sau pentru a mânca ceva. Prețul unui astfel de animal robotizat este de $40. Airhogs Stunt Shot. Vă prezentăm o mașinuță controlată cu ajutorul unei telecomenzi, iar după cum vedeți, principala caracteristică a mașinuței Stunt Shot, care a fost creată de către compania Airhogs, reprezintă roțile sale imense. În primul rând, roțile respective permit mașinuței să depășească diferite obstacole, fără a lăsa urme pe mobilă sau alte obiecte importante din casă. Stunt Shot nu lasă urme de zgârieturi, chiar dacă se mișcă de-a lungul suprafețelor delicate. Prețul ei este de $25. HHD H6. Această jucărie cu siguranță va fi pe placul fanilor jucăriilor controlate cu telecomanda. Și asta totul datorită faptului că aceasta combină în sine două jucării odată. HHD H6 este o motocicletă care în doar câteva secunde se transformă într-o dronă, iar roțile vehiculului reprezintă elicele dronei. Pe lângă toate acestea, HHD H6 este echipat cu o cameră care fotografiază și înregistrează video, iar imaginile făcute sunt transmise către smartphone-ul proprietarului prin rețea Wi-Fi. Cineva dintre voi o să spună că această opțiune nu are sens, deoarece pentru a obține o imagine clară de pe o dronă neprofesională aflată în mișcare este aproape imposibil. Însă nu este așa, deoarece dezvoltatorii ei au setat drona în așa fel încât să atârne nemișcată în aer, reducând astfel vibrațiile. HHD H6 este controlată cu ajutorul unei telecomenzi speciale sau prin intermediul telefonului, iar bateria este suficientă pentru 8 minute de zbor sau 15 minute de deplasare pe pământ. Prețul dispozitivului este de $57. High Wonder Spider P. Aceasta este o jucărie intelectuală care este foarte folositoare pentru om. Spider P a fost creat de către compania chineză High Wonder. Dispozitivul are tot ce trebuie pentru a învăța utilizatorul elementele de bază a programării. Spider P este echipat cu o cameră cu rezoluție înaltă cu recunoașterea culorilor care ajută la urmărirea obiectelor. Pe lângă asta, robotul folosește ultrasunete pentru a ocoli toate obstacolele din jurul său. Dacă învățați cum să folosiți robotul, atunci Spider P va deveni o jucărie care niciodată nu vă va lăsa să vă plictisiți. Caracteristicile robotului sunt nelimitate, deoarece cu ajutorul diferitor coduri el poate îndeplini o varietate mare de trucuri. Prețul lui este de $580. Baum Stirling Peugeot AP 172.
Nu toate jucăriile din lume sunt create exclusiv pentru copii. Unele din ele au o construcție destul de complicată, cu un număr mare de detalii, care va fi apreciată doar de un adult, iar mașina pe care o vedeți pe ecranele voastre face parte din această categorie. Mașina Peugeot AP172 a fost creată de către compania Baum Stirling. Aceasta este o jucărie de colecție, care cu aspectul său repetă cuadrilele Peugeot, care au fost produse în anii 20 ai secolului trecut. Una dintre caracteristicile interesante ale jucăriei este faptul că mașinuța nu este controlată cu telecomanda. În schimb, dezvoltatorii au echipat mașina cu un mic motor cu 4 cilindri, care are un cardan cu tracțiune spate. Peugeot AP172 este capabil să se deplaseze timp de 10 minute, după care motorul va avea nevoie de răcire. De asemenea, șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, iar roțile, farurile și grila radiatorului din alamă. Este destul de interesant faptul că mașina reprezintă un fel de constructor care se asamblează în jur de 3 ore. Prețul mașinuței este de $480. Gunker. Majoritatea jucăriilor moderne sunt de obicei concepute doar pentru un singur utilizator. Robotul Gunker, creat de către compania OZ Robotics, a devenit un gadget foarte valoros. Jucăria a fost proiectată pentru petrecerea timpului cu prietenii și oferă o oportunitate unică de a încerca luptele cu roboții. Controlarea jucăriei este destul de simplă și se realizează prin intermediul unei aplicații instalate pe telefon. Iar pentru a-l câștiga pe celălalt robot, va trebui să depuneți destul de mult efort. Toate elementele armurii și abilitatea de gestionare a robotului poate fi realizate individual de către utilizator. Și datorită acestor caracteristici, robotul Gunker poate deveni absolut unic, iar jucătorii avansați prin programare vor putea adăuga câteva comenzi în plus. Este interesant faptul că jucăriile în timpul luptei nu se lovesc deloc, doar se ating, deci nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la defecțiuni. Aceste atingeri sunt citite cu ajutorul unor senzori speciali, care în acest mod determină câștigătorul. Prețul unui robot este de $400. Misa. În orice familie, fiecare zi este plină de multe evenimente interesante sau simple bătăi de cap, iar pentru a fi mereu la curent cu tot ce se întâmplă în jur, vă va ajuta un astfel de robot Misa. În primul rând, această jucărie este capabilă să distreze copilul. Misa îl va învăța multe lucruri interesante, va dansa cu el și se va juca în multe jocuri educative. Însă, pe lângă aceasta, robotul are și alte caracteristici utile. De exemplu, Misa poate fi utilizată ca o boxă portabilă, alarmă, temporizator, poate găsi informațiile necesare pe net și de asemenea poate rezerva o cameră în hotel sau să găsească o rețetă culinară. Pe lângă toate acestea, în robot este incorporată o cameră, cu ajutorul căreia utilizatorul poate vedea și auzi tot ce se întâmplă în casă. Cu ajutorul robotului Misa puteți apela video, viziona filme sau puteți seta robotul pentru a avea grijă de persoanele în vârstă, adică le reamintește când trebuie să bea pastile. Într-adevăr, are o mulțime de funcții utile care pot fi de ajutor în orice moment al zile. Prețul micului robot este de $400. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Cu voi a fost Lumea Tehnologiei. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Iar până atunci, nu uita să vă abonați la canal și să porniți clopoțelul de notificări pentru a nu rata niciun videoclip nou. Pe curând!